Firește că stăpânul, adică Dumnezeu, aceasta spune parabola, i-a chemat pe foarte mulți să vină la cină. Pe oamenii înstăriți, pe oamenii care credeau că pot să-l ureze invitația. Dar după ce ei au refuzat să vină, el s-a mâniat. De ce s-a mâniat? Fiecare este liber să accepte sau să nu o invitație. Dar de obicei o motivează și o motivează prin ceva real. Iată, am răcit, am căpătat febră, sunt cu termometru sub braț și sunt obligat să stau în casă două zile, nu pot veni, e scuzabil. Sau ceva neprevăzut, mi-a murit cineva în familie, trebuie să mă duc la mormântare, scuzabil. Sau ceva neprevăzut, trebuie neapărat să plec într-o călătorie, scuzabil. Dar când vine unul și spune, păi să vezi că eu mi-am cumpărat o țarină și trebuie să mă duc să o văd, nu pot veni. Adică trebuie să credem că el întâi a dat banii pe țarină și apoi să duce să o vadă cum arată. Se vede cât de curat că e o minciune, că e un pretext. Altul zice, păi să vezi că mi-am cumpărat 15 perechi de boi și trebuie să mă duc să încerc. Adică trebuie să credem că întâi a dat banii pentru voi și pe urmă merge să vadă dacă sunt buni sau nu sunt buni. Iar un altul zice, păi să vezi că m-am însurat de curând. Pe cu atât mai bine, vii cu nevasta la țeala ospăți. O introduce în societatea cea nouă. De aceea s-a mâniat stăpânul pentru faptul că pretextaseră prin ceva incredibil, prin minciună, adică era un subterfugiu, era un fel de a se sustrage invitației, de a nu-i onora invitația. Iar Dumnezeu, când îi refuzi invitația, chemarea, se supără și el, oricât ar fi de bun. Și de aceea spune Dumnezeu, dacă voi aceștia nu veniți și nici nu motivați un să cade refuzul vostru, atunci am să-i chem pe neputincioși și pe bolnavi și pe orbi și pe șchiopi, adică popoarele păgâne, care erau considerați câini de către evrei. Am să-i chem pe ei să vină în împărăția mea, la cina împărăției mele. Și dacă n-au venit destui, să mai vină și alții, păgând de la marginea pământului, să vină în împărăția mea, pentru că vreau să mi se umple casa. Iubiții mei, împărăția lui Dumnezeu nu are hotare. Dacă Dumnezeu a creat universul care s-a alcătuit din galaxii și după cât știu astronomii cu precizie, o galaxie se cuprinde din mai multe milioane de sele, adică de sori, de stele, iar universul, iar după calculele cele mai recente ale astronomilor, se compune din 35.000 de milioane de galaxii. Dacă Dumnezeu a creat acest uriaș univers aproape incomensurabil, cu atât mai mult împărăția lui cea duhovnicească este uriașă și practic fără margini. Încap toți, încăpem toți. Important este să vrem. Important este să răspundem chemării lui Dumnezeu. Veniți la cina mea. Și eu cred că nicio motivare, chiar dacă ar fi reală, nu este suficientă. Că dacă ai spune sunt bolnav, vin la cina mea ca să te fac sănătos. Și vei spune că sunt ocupat, vin la cina mea ca să-ți dau ajutor. Și orice motivație vei găsi, Dumnezeu va accepta. Nu va accepta prefăcătoria, perfidia, minciuna, pretextul în sine. Față de Dumnezeu trebuie să fii sincer. Să nu fii prefăcut. Prefăcătoria a fost înfierată de Mântuitul Hristos și ele au aparținea în special acestei tagme religioase și politice a fariseilor. De aceea, în vremea aceea, un fariseu era considerat un demnitar de stat. Astăzi, dacă îi spui cuiva că e fariseu, spui că e prefăcut, că e cu două feți, că una spune și alta face și așa mai departe. Așa încât prefăcătoria nu este plăcută Dumnezeu.